Divorțul e una dintre cele mai traumatizante experiențe pentru membrii cuplului. Însă dacă experiența e atât de dură pentru adulți, cum e ea văzută de copiii prinși la mijloc? Ce simt copiii atunci când părinții divorțează? Care sunt necesitățile lor psihologice? Cum le facem tranziția mai ușoară? Discutăm despre impactul emoțional al divorțului asupra copiilor împreună cu psihologul organizației Salvați Copiii, Diana Stănculeanu. Bună ziua, Diana! Bine ai revenit la noi! Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre o situație tristă care poate apărea în viața unei familii și care afectează în mod direct copilul, divorțul. Care este efectul psihologic asupra copilului al unui divorț? În primul rând, întotdeauna avem de-a face cu un impact și aproape întotdeauna el este unul negativ. Vorbim despre divorț ca o soluție pozitivă doar în situațiile de violență domestică severă, de abuz sever asupra unuia dintre parteneri și asupra copilului de asemenea. Însă, dincolo de aceste situații extreme, divorțul este un proces extrem de dificil și cu impact emoțional negativ, pe care copilul și-l asumă din plin. Cu cât mai mic ca vârstă, cu atât mai puternică asumarea pe mecanisme de rușine și vinovăție. De foarte multe ori copiii, mai ales la vârste mici, se consideră personal responsabil pentru dificultățile care apar între părinții lor și deseori cred că unul sau celălalt dintre părinții care pleacă de acasă și care intentează divorțul fac acest lucru din cauza lor, din cauza că ei nu s-au comportat adecvat. Cum se manifestă un copil pe care îl afectează divorțul părinților? Ei au uneori comportamente pe care nu le pot pune în legătură directă cu un fapt. Categoric, pentru că, din nou, din cauza vârstelor mai mici, dar se întâmplă și chiar și în adolescență, în mică măsură ei pot verbaliza frustrări sau dificultăți și le pot asocia direct cu ceea ce se întâmplă în casă. Însă foarte adesea vom avea multă emoționalitate negativă din zona furiei, din zona anxietății excesive și, din păcate, foarte adesea din zona depresiei. De asemenea, în cazul copiilor mai mici ca vârstă, cu precădere dacă sunt băieți, crește foarte, foarte rapid frecvența comportamentelor agresive. În cazul lor, frustrarea și tristețea asociate situației de acasă se transformă la școală sau în grupul părinților cu foarte multă agresivitate. Devin extrem de revendicativi, reacționează foarte rapid în momentul în care pierd ceva sau în momentul în care situația nu merge așa cum și-ar dori ei, tocmai din cauza că în mică măsură pot duce noi pierderi în contextul de școală sau în contextul de prieteni pe lângă cele pe care le suferă deja acasă. Vorbeai înainte despre cât de important este ca adulții să gestioneze corect situația. Care este cea mai mare greșeală pe care o pot face doi părinți aflați în divorț? Sunt mai multe. Prima ar fi că aleg să nu-i spună copilului adevărul sau amână extrem de mult momentul dezvăluirii realității cu privire la divorțul lor. Este evident că în momentul în care într-o familie se ajunge la decizia de divorț, dificultățile premergătoare deciziei sunt atât de mari încât chiar și copiii se prind de ele. Iar a doua greșeală foarte mare care apare și care din păcate are un impact cu adevărat covârșitor asupra copilului și emoțiilor sale este transformarea copilului într-o miză în războiul dintre cei doi parteneri. Din păcate, rare ori divorțul este un proces asumat, matur de către cei doi parteneri și cel mai adesea frustrările, suferința, furia cu care unul dintre ei iese din relația conjugală sau poate chiar amândoi sunt investite ulterior într-o luptă pe copil. Copilul este pasat de la unul la celălalt, este manipulat prin mesaje negative cu privire la celălalt părinte, partenerii uitând cu desăvârșire faptul că în momentul în care își vorbesc de rău fostul partener, fostul soț sau fosta soție, vorbesc practic de celălalt părinte al copilului, iar copiii în mică măsură sunt capabili să aleagă între cei doi părinți. În literatura de specialitate aceasta este și numită alegerea imposibilă. Este foarte greu pentru un copil să decidă cu cine ține, pe cine iubește mai mult, oricând transmitem mesaje negative despre celălalt părinte, copilul se simte forțat să facă acest lucru pentru a-și mulțumi părintele în preajma căruia se află în momentul respectiv. Care este cea mai mare nevoie pe care o are copilul în procesul acesta de divorț, care îl implică atât de mult și pe el? Este foarte important să îi se clarifice faptul că divorțul parental este o decizie care nu are legătură cu copilul, ci are legătură cu cei doi adulți, soț și soție. Este foarte important să îi se transmită mesajul că, în ciuda
terminării relațiilor bune între mama și tata, atât mama cât și tata iubesc în continuare la fel de mult copilul. Și chiar dacă pare simplist, recomandăm ca în această perioadă dificilă să-i se spună copilului cât se poate de des, cât de mult este iubit, cât de mult este apreciat și dorit de către fiecare dintre părinți. Diana, cât de destructiv este pentru copil să fie folosit de părinți ca pârghie în proces? Este extrem de destructiv și, dincolo de faptul că alterăm imaginea pe care copilul nostru o are asupra ceea ce înseamnă relație de cuplu sau relație între doi adulți, compromitem extrem de mult relația pe care copilul o are nu doar cu celălalt părinte, dar și cu noi, cei care încercăm aceste comportamente manipulative. Pentru că, în cele din urmă, copilul fie va prelua la rândul său același tip de comportament manipulativ, fie va avea comportamente de rebeliune, de revoltă, se va înfuria că îi cer să facă sau să spună lucruri pe care în mod normal nu și-ar dori să le facă și să le spună. Aș vrea să te rog pe final să tragi o concluzie pentru părinții care ne privesc și să spui care este cel mai important mesaj pe care vrei să-l transmiți. Probabil că cel mai important mesaj în cazul unei familii care trece printr-o situație atât de dificilă este să îi reamintească în fiecare zi copilului că situația prin care ei trec ca și adulți nu are nicio legătură cu el ca și individ, ca și ființă umană și că chiar dacă cei doi adulți ca și cuplu nu vor mai fi în continuare împreună, rămân pentru totdeauna părinții copilului. Diana, îți mulțumesc frumos și ne revedem săptămâna viitoare. Cu mare drag! Iar pe voi vă invit pe totuldespremame.ro ca să citiți sfaturile Dianei pentru părinții care divorțează, dar care nu vor să-și vadă copiii afectați negativ pe termen lung de acest lucru.